nu știu dacă am plătit un preț sau cu siguranță tot ceea ce facem zi de zi vine cu multe avantaje, dar și dezavantaje. Dacă îmi pare rău, dacă aș fi renunțat la ceva, dacă aș fi făcut altceva, dacă aș fi făcut diferit, nu cred. Pentru că fiecare experiență ce am avut-o până acum m-a ajutat și m-a învățat și mi-a schimbat perspectiva asupra vieții, asupra relației cu oamenii și asupra gestionării anumitor probleme. Și nu-mi pare rău de ceea ce am făcut, nu aș schimba nimic. Pe de altă parte, îmi dă foarte mult avânt pentru viitor și îmi place chestia asta de necunoscut, de evoluție a mea personală care am avut-o, de felul cum văd lumea și problemele și relațiile dintre oameni. Și fiecare vizită în altă țară mie îmi deschide ochii. Curaj toți avem, dar avem și frici. Întrebarea e ce facem cu fricile, pentru că se zice că 90% din gândurile noastre sunt legate de frici și sunt legate de ce nu putem face. E bine, cred că e o gândire care trebuie să ne o dezvoltăm continuu ca să renunțăm la aceste gânduri negative, pentru că, cel puțin în cazul meu, vin multe din educație, care vine de la părinți, școală, anturaj, mediu. De fiecare dată ni s-a zis, nu se poate. E bine, pentru mine a apărut probabil în timp, de ce nu se poate? Deci am acea conversație continuă în cap legat de acest lucru. Iar curajul, până la urmă, putem zice că e opusul fricii. Da, este o provocare destul de mare să-ți păstrezi echilibru între business și familie. Însă, cum spuneau și colegii mei, familia clar este pe primul loc și încerc să nu o neglijez. Iar liniștea, stabilitatea familiei ajută foarte mult în a-ți dezvolta business-ul, care până la urmă dezvoltarea lui pe termen lung are o componentă, familia și stabilitatea ei pe termen lung.